Rulote, autorulote, caiace, hidrobiciclete, iahturi, bărci, accesorii, echipamente specifice, pe toate le găsiți la Salonul Nautic de la Romexpo. Producătorii și importatorii români, dar și cei din străinătate, au venit cu ultimele noutăți în materie la cea de-a 11-a ediție a Salonului Nautic. Avem embarcațiuni modele noi, avem și embarcațiuni fabricate în România, modele noi, foarte noi, adică unele au ajuns în expoziție și au fost finalizate aici, deci mai mult decât noi. Avem și rulote și autorulote, modele noi la nivel european și rulote fabricate în România, la Râmnicu Vâlcea, la București. Ne mândrim că se mai fabrică ceva și la noi în țară. Majoritatea celor care ne calcă pragul sunt oameni deosebiți, oameni care vor să-și petreacă timpul liber altfel, fie pe apă, fie pe uscat. Sunt oameni dinamici, oameni care vor să facă mișcare, oameni care vor să vadă lumea altfel și prețuiesc timpul liber. Vedeta târgului este de departe această bijuterie pe patru roți. Costă peste 120.000 de euro, dar vă asigur merită toți banii la confortul pe care îl oferă. Vorbim despre o rulotă, dar de fapt vorbim de o casă pe roți, de un apartament pe roți. Este dintre exponatele noastre cea mai mare ca și gabarit, are 7 metri jumate aproape. Are absolut toate dotările, mai puțin șoferul și vorbim de la antenă pentru recepție prin satelit până la încălzire în pardoseală. Vorbim de o cutie automată cu 180 de cai, baie, duș. Există însă și variante mult mai accesibile publicului larg, unele fabricate chiar în România. Made in România e proiectată și fabricată în România 100%. Avem două produse de bază, Go și Offline. Go este pentru asfalt mai mult, să vedem partea asta, și Offline-ul este pentru off-road, ceva mai special, un produs mai de vârf, mai gama mai de vârf. Clienții sunt foarte mulțumiți de astfel de rulote. Drăguț că adulții poate să doarmă sus și copiii poate să doarmă jos, adulții sus, copiii, și atunci o familie numeroasă de 4-5 membri ca a noastră poate să facă față. E drăguț, e interesant. Îmi place foarte. Embarcațiunile sunt și ele la mare căutare. Este un Ranger 510. E prima, da, care a ajuns acum la București. Sunt bărci de pescuit și de agrement, da. Da, și de agrement. Variază prețurile cam de la 7950 până la 27.000 de euro. La capitolul hidrobiciclete, o broscuță face cu ochiul copiilor care îi însoțesc pe părinți. Așadar, un design aparte, dar și siguranță garantată. Distracția poate începe și este maximă. Avem în jur de 30 și ceva de categorii de hidrobiciclete, destinate atât copiilor cât și adulților. De față avem o hidrobicicletă în formă de mașinuță, o imitație de Beetle, destinată, bineînțeles, copiilor, îndeoseb copiilor de vârste mici. Avem de asemenea și alte modele în formă de lebădă, în formă de flamingo. Așadar, fie că sunteți în căutare de autorulote sau embarcațiuni sau doar împătimiți ai navigației și ai sporturilor de apă, aveți de unde alege și cu ce vă delecta. Noi suntem un grup de prieteni pasionați de pescuit și căutăm o variantă optimă pentru hobby-ul nostru. E probabil ceva care se apropie de ceea ce ne dorim, întrebăm, ne informăm și e posibil să ne asociem cumva ca să și achiziționăm un asemenea model. Suntem pentru prima oară la un asemenea târg. E foarte interesant că găsești și partea de motorhome și partea de embarcațiuni. Salonul Nautic este deschis până duminică la Romexpo.